El ajutor, caută și el sprijin, caută și el alinare și pace. De multe ori a fost alungat însuși de familia lui, de copiii lui, de socrul său și a alergat în munți să caute liniștea. Și găsim aici în Psalmul 34 scrie omului Dumnezeu David următoarele. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Aleluia. Când îți întorci privirile spre El, Aleluia. Te plinesc de bucurie. Glorie. Și nu ți se umple fața de rușine. Da, Domnule. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Și spune omului Dumnezeu următoarele: gustați și vedeți ce bun este om, Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Amin. Așadar, dragii mei, să ne încredem în Domnul. Să căutăm la El adăpost. Să căutăm la El alinare. Să căutăm la El vindecare, dragii mei, că și numai Domnul poate să ne dăruiască aceste lucruri. Așa cum stăm ridicați în picioare, vrem să ne rugăm prin fratele Viorel și prin sora Lidia, să-i mulțumim Domnului pentru această jertfă de rugăciune din această dimineață. Amin. Și să rugăm ca prin îndurarea sa să aibă milă. Amin. Și să ne primească la El. Amin. Amin. Așa cum stăm, ne rugăm prin fratele Viorel.